Salutare, bun prieteni! Vă propunem o temă puțin specială pentru această perioadă din an. Ne aflăm exact între sărbătorile celor mai cunoscuți, cel puțin așa se pare, Sfinți Români, Parascheva și Dimitrie cel Nou. Știm cu toții, la 14 octombrie Iașiul a fost din nou luat cu asalt. Peste mai puțin de câteva zile, cam în două săptămâni, pe 27, mă refer la distanța în timp față de sărbătoarea Sfintei de la Iași, vine patronul ocrotitor al capitalei, Dimitrie cel Nou. Prilej pentru a-i bate la ușă cunoscutului teolog Bogdan Alexandru Tuca și a-l provoca la o discuție despre ce mai avem de împărțit cu acești sfinți, cu ce mai cucerim, cu ce mai cuceresc, cum mai stăm din toate aceste puncte de vedere. Mulțumesc, Bogdan, pentru faptul că ești din nou alături de noi. Bogdan Alexandru, că... Bogdan, ok. Prenumele sunt la fel de semnificative ambele. Eu mulțumesc pentru invitație. Sunt sfinți foarte... cei doi sunt treia, ca și îndrăzni cumva să fac un joc de cuvinte. Practic că vorbim de trei sfinți importanți pentru spațiul ortodox și pentru spațiul balcanic, care sunt servați în contextul acesta. Sfânta Parascheva de la Iași, Sfânta Parascheva cea nouă, ca să fim mai preciși în termeni, și doi sfinți Dimitrie. Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir de la Tesalonic, un sfânt foarte, foarte important, și Sfântul Dimitrie Basarabov, important mai degrabă pentru românii și pentru bulgari, fiind ocrotitorul Bucureștiului, dar și un sfânt foarte iubit în Bulgaria, el fiind bulgar la origine. Cei doi Dimitrie sunt foarte apropiați ca sărbători în calendar? Da, sunt practic unul după altul. Da. Foarte probabil să existe chiar o asociere voită între cei doi Dimitrie în contextul în care exista un cult foarte puternic al Sfântului Dimitrie Dimitrie izvorătorul de mir, scuze, în creștinismul constantinian, cult care s-a suprapus la rândul său peste un cult necreștin, precreștin, cultul zeiței Demetra. Foarte popular, o zeiță a pământului, agriculturii, foarte populară, Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, personaj istoric real, proconsul roman, un oficial roman care a fost martirizat la începutul secolului al IV-lea la Tesalonic, cultul său însă a preluat foarte multe din elementele cultului Demetrei. De aceea Sfântul Dimitrie este protectorul agricultorilor, al recoltelor sau asemenea zeilor ctonieni, zeilor pământului, este un sfânt protector în caz de cutremure de pământ. Și, slavă Domnului, ca să zicem așa, da, în zona asta, da, avem întâlniri și din păcate, din păcate nu ducem lipsă de cutremure de pământ. Nici grecii, nici noi, nici turcii constantinopolitani de altă dată. Iar Sfântul Dimitrie Basarabov este un sfânt, să-i spunem așa, mai recent, din Evul Mediu mai târziu, care a fost călugăr și pusnic la sud de Dunăre, în zona Basarabov, în apropiere de Ruse, Rusciucu de altă dată, ale cărui moaște au ajuns în București și au devenit el a devenit practic Sfântul Protector al Bucureștiului. Da, și într-un fel bucureștenii se pot lăuda cu doi protectori, exact, cei doi... Ei creează chiar un soi de confuzie care se vede în heraldica Bucureștiului. Deși Sfântul Dimitrie Basarabov este protectorul oficial al Bucureștiului, pe tema Bucureștiului, sfântul reprezentat nu este Dimitrie Basarabov, este Dimitrie izvorătorul de mir. Da, e foarte, foarte, foarte interesant. Dar nu e un fenomen unic în construcția asta a cultului sfinților de-a lungul secolelor. Lucru valabil, adică aceeași poveste foarte complicată, este și în cazul Sfintei Parascheva de la Iași, care este... Are o poveste foarte, foarte complicată în spate, o poveste care iar vine, are cumva rădăcinile în perioada precreștină. Este vorba de o divinitate slavă, Petka, o zeitate slavă care era foarte, foarte populară în populațiile slave din regiunea Balcanilor și inclusiv de spațiul românesc, care a fost periodic controlat de slavi în timpul Imperiului Bulgar, chiar a fost... practic administrat de către slavi, divinitate care a fost încreștinată mai întâi prin intermediul unei sfinte, Sfânta Parascheva Romana, o sfântă martiră,
personaj real. Și apoi cultul acesta s-a mutat, s-a lipit pe cultul acestei Parascheva din Epivat, un personaj cu o biografie foarte probabil mai degrabă ficțională decât reală. Ce s-a întâmplat? Niște gropari, în timp ce îngropau un om păcătos, spune legenda, au descoperit în groapa pe care o săpau trupul neputrezit al acestei Parascheva. Nu știu cine la este. Secolului. În Epivat, undeva prin jurul anului 1000. În Epivat, în apropiere de Constantinopol. De fapt, acum ar fi un cartier din suburbiile Istanbulului. Epivatul de altă dată, Selim Bașa. În momentul în care au avut descoperirea, cum era în epoca aceea, un anumit tip de cult al moaștelor foarte bine dezvoltat, fiecare os care avea un colorit mai aparte sau un miros mai aparte sau, evident, un trup mumificat conta și mai mult, a apărut această marcare, acest marcaj al sfințeniei. Și a fost relativ repede asociată cu Parascheva. Parascheva ce înseamnă? În greacă Parascheva înseamnă vineri. Ceea ce Petka, numele slav al acelei divinități despre care vorbeam, înseamnă tot vineri. Aha. Practic și bineînțeles, dacă ne uităm în basmele românești, vedem un personaj acolo, clar mitologic, cu foarte, foarte multe aspecte și pozitive, dar și cu un anumit duh răzbunător, în cazul în care este călcată pe bătături. Oricum, un personaj clar cu o origine divină păgână, care este Sfânta Vineri, pe care îl întâlnim în foarte, foarte multe basme românești, dar îl găsim în varianta de Sveta Petka și în basmele bulgărești și în basmele sărbești, cam în tot arealul acesta, să-i spunem, sud-est european, balcanic. Și, bineînțeles, hagiografia, care este mult mai târzie, practic prima viață a Sfintei Parascheve este scrisă la câteva secole după, menționează că într-o noapte, un vis miraculos a făcut cumva legătura între acest trup, aceste moaște găsite în groapa din Epivat și o tânără fecioară care ar fi trăit în zona Epivatului și ar fi pusnicit pe acolo, Sfânta Cuvioasă Parascheva cea nouă. După aceea, însă, ce este interesant este că aceste moaște, care capătă o identitate și capătă și o viață creștină de sfântă, așa, sunt asociate însă de către credința populară cu Sfânta Vineri, bineînțeles, și cu tot bagajul acesta precreștin al Sfintei Vineri, al Sfintei Petka, și capătă o explozie practică a cultului. Practic, zeița aceea din vechime, care era atât de iubită în populațiile slave, are un trup. Ca atare, toată lumea, și mai mult decât atât, acest trup este legitimat creștin pentru că se creează o biografie creștină a lui și este canonizat. Deci se creează, practic, condițiile perfecte pentru un cult de-a dreptul exploziv. Și dacă acum vorbim de pelerinaje la Sfânta Parascheva și de oameni care stau zeci de ore la coadă la Sfânta Parascheva, istoria ne consemnează un pelerinaj real al acestui trup al Parascevei prin toată regiunea sud-est europeană. De ce? Pentru că fiecare țară balcanică dorea să se legitimeze cumva cu aceste moaște. Și așa Parascheva pleacă de lângă Constantinopol, ajunge la Velikotârnovo, în capitala celui de-al doilea imperiu bulgar. De acolo este adusă la la Belgrad, după care ajunge iar după un traseu sud-balcanic la Constantinopol, iar de la Constantinopol ajunge la Iași. Într-un context oarecum special. Venirea Sfintei Parascheva de la Iași este un eveniment teologico-politic de foarte mare importanță. La mijlocul secolului VII. Da, pentru că noi, din păcate, când analizăm istoria noastră, istoria Moldovei, istoria țării românești, istoria noastră medievală, avem câțiva voievozi etalon, să spunem așa, pe care îi avem în mitologia noastră națională și de care suntem preocupați, și foarte mulți voievozi pe care îi considerăm minori, de care se ocupă mai degrabă doar istoricii, dar care s-ar putea, dacă stăm să săpăm, să se demonstreze cel puțin la fel de importanți, dacă nu și mai importanți decât voievozii pe care i-am așezat deja în panteonul nostru. Unul dintre aceștia este Vasile Lupu. Vasile Lupu este un personaj extraordinar din foarte multe puncte de vedere. Este
un self-made man, este un om care să aibă nu știu ce origine voievodală, ozdomnesc, este albanez la origine, este iar reprezentativ pentru această unitate a spațiului balcanic pe care din secolul XIX am pierdut-o, dar care până în secolul XIX era foarte, foarte evidentă peste tot. Aveai boieri români în Veliko Târnovo, aveai negustori sau boieri bulgari la Iași și tot așa. Era o circulație continuă. Dar e un om foarte ambițios și foarte... foarte deștept, probabil autodidact, dar la modul cel mai serios. Iar el știa și înțelegea foarte bine valoarea și puterea simbolurilor. Mai mult decât atât, era un om cu preocupări teologice, cu preocupări culturale foarte înalte, pe drept, prin secolul XVII în sud-estul Europei cele două se confundau, se împleteau foarte frumos. Și avea niște ambiții, inclusiv ambiția de a fi, dacă nu recunoscut ca posibil, împărat al Bizanțului, de eventualitatea puțin probabilă a unei cruciade creștine care să-i alunge pe turci din Constantinopol, vrea să fie recunoscut ca moștenitorul legitim al tradiției bizantine, în logica acelui Bizanț după Bizanț. Logică în care mulți voievozi din secolul XVI, din secolele 15-16 se așezaseră, dar pierduseră meciul în raportat cu Moscova, care crease țaratul rus, gnezatul Moscovei și țaratul rus erau o forță politică și militară clar mult mai importantă decât cea din țările române. Și ce face Vasile Lupu? Își face o puternică campanie de lobby în întreg spațiul ortodox fost bizantin din Imperiul Otoman. Duce o politică de alianțe, finanțează foarte mult bisericile ortodoxe din interiorul Imperiului Bizantin și inclusiv plătește datoriile istorice, care erau uriașe, ale Patriarhiei Constantinopolului, datorii produse mai ales nu atât din pricina unor persecuții ale turcilor împotriva Patriarhiei Ecumenice, ci trebuie spus lucrul acesta din pricina corupției care devenise endemică, ca să folosim un termen acum la modă, în Patriarhatul Constantinopolului. Este și o anecdotă, poate o povestesc un pic mai încolo, foarte, foarte, foarte simpatică, care arată originea acestei datorii. Și începe să construia. Și mai mult decât atât, face practic primul mare sinod panortodox cu ambiții de a fi ecumenic la Iași după căderea Bizanțului. Sinodul de la Iași din 1642 este pentru spațiul ortodox corespondentul Conciliului Tridentin pentru spațiul catolic. Este un eveniment foarte important. De ce este important? Pentru că practic acolo se adună ierarhi și teologi ortodoxi din tot spațiul răsăritean, lucrează pe o bază, un fundament, mărturisirea de credință scrisă cu câțiva ani înainte de către mitropolitul moldovean, dar de Kiev, Petru Movilă, și încearcă să construiască practic o identitate confesională ortodoxă. Căci în secolele 16-17, sub impactul reformei, apar confesiunile creștine și Biserica Catolică la Tridente, da, și construiește identitatea, să-i spunem, confesională catolică, luteranii, confesia augustana, exact, cea de la Geneva și tot așa. Ei, și ortodoxii fac lucrul acesta și îl fac la sinodul de la Iași. Și Vasile Lupu reușește ceea ce nu s-a reușit în urmă cu câțiva ani. Da, exact. Reușește un sinod, adică, eficient. Evident, el o face cu foarte multă inteligență și cu mult pragmatism, inclusiv economic, în sensul în care el îi finanțează. Da. Patriarhii toți sunt obligați să vină la el, pentru mecena, că el este mecena întregii lume ortodoxe. Lucru pe care îl face clar și probabil și dintr-o credință, dar și dintr-o ambiție, să-i spunem așa, teologico-politică. Construiește biserici de o frumusețe incredibilă. Să ne gândim la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Iași, care este o bijuterie. Din păcate s-a pierdut fresca interioară, dar numai priveliștea exterioară nu are cum să nu impresioneze. Deci este un om cu foarte mult simț artistic și cu foarte mare viziune. După el, Constantin Brâncoveanu ar mai putea să fie. De fapt, este Brâncoveanul Moldovei, am putea să spunem, fără prea multă greșeală. Da.
exagerat. Pentru că și Brâncovean era foarte pragmatic și știa să spunea secretarul lui Brâncoveanu, știa să tundă oaia fără ca asta să se plângă. și Lupu, Vasile Lupu se pricepea la lucrurile astea. E o legătură, Lupu, da, oaie. Clar. Vasile Lupu știa că mai are nevoie de ceva, avea nevoie de legitimitatea prin moaște, care este foarte important în spațiul răsăritean, dar și în cel apusean. Exact. Ați crea un centru de pelerinaj care să fie important presupune inclusiv o anumită dimensiune pragmatică economică. Mișcările acestea de populație, faptul că și acum vin 250.000, 300.000 de oameni la Iași, coadă la eveniment, aduce incredibil un impuls economiei locale. Iașiul trăiește, are o bună parte din PIB-ul Iașiului, se datorează Sfintei Parascheva. E un fapt, este, poate să-i spunem așa, minunea nepovestită în cărți pe care o face Sfânta Parascheva sau pe care o face orice sfânt care are un cult atât de puternic și atrage pelerini în localitatea în care este. Pentru că mulți oameni trăiesc acolo. Așa. Se plătesc bilete de tren, se plătesc bilete de autobuz, se mănâncă un covrig, o scovergă, o ciorbă la restaurante, se mai stă la hotel pentru cei care își permit și automat, practic, economia se primește un impuls. Economia locală. El a înțeles foarte bine lucrul acesta și moaștele de care avea nevoie erau moaștele Sfintei Parascheva, atât de iubite în toți Balcanii. Un cult deja generalizat în toată peninsula balcanică. Adică a țintit foarte atent. Da. Sus și foarte atent. Și Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului probabil că nu ar fi dorit să-i cedeze aceste moaște. Ar fi cedat altele, pentru că colecția de relicve a Constantinopolului nu era mică, nu e nici acum mică, dar atunci era mult mai mare. Și însă, pentru că Vasile Lupu era cel care plătise datoria istorică a Patriarhiei Ecumenice și permitea practic Patriarhiei Ecumenice să-și facă relaxată alte datorii, nu a mai avut ce a să facă greu, și a trebuit să o ofere pe Parascheva. Iată un jucător de poker foarte interesant. Exact. Și sunt multe semne de întrebare ce ar fi fost dacă Vasile Lupu ar fi putut să-și ducă multe din proiectele sale până la capăt. Valabil și pentru Constantin Brâncoveanu, desigur. Sau pentru Dimitrie Cantemir și alți voievozi. De fapt, aș îndrăzni să spun, sunt mulți voievozi care sunt foarte importanți, dacă de Vasile Lupu mai știm, dar care au fost, din păcate, uitați cumva în istoria noastră. Petru Cercel, de exemplu. Este un domnitor despre care foarte, foarte puțină lumea a mai auzit. Dar unul din voivozii care a încercat modernizarea reală a țării românești și că îi datorăm destul de multe. El este inclusiv autorul în italian al primei poezii a unui poet român, cult. Un superb poem de laudă adus lui Dumnezeu. Cumva după modelul Laudato Si al Sfântului Francesc de Assisi. Și sau bineînțeles, mai vorbim de voievodul atât de mult uitat, din păcate, deși este cel care practic a modernizat țara, căruia îi datorăm primele instituții, primul efort real de modernizare a țării, Constantin Mavrocordat. Asociat cu perioada fanariotă, privit oarecum, inclus în acea logică, dar voievod care tocmai datorită logicii otomane din perioada fanariotă a putut să domnească în ambele țări, a avut un rol extraordinar în modernizarea țărilor, în sistematizarea sistemului legislativ, în eliberarea sclavilor. A început procesul de eliberare a sclavilor. Mai întâi, el este cel care a eliberat sclavii domnești, robii care erau proprietatea domniei, a început să-i convingă și pe boieri să o facă. E drept, boierii nu s-au lăsat convinși încă vreo 70 de ani după și ultima a fost biserica care s-a lăsat convinsă la 100 de ani după decizia lui Constantin Mavrocordat. Deci vorbim despre niște voievozi extraordinari, dar din păcate uitați sau marginalizați. Și ne-am trezit la Iași cu aceste relicve pe care n-am știut, din câte înțeleg, să le punem într-o lumină sau la un moment dat istoria mai, nu știu, ne-a mai oferit niște surprize. Fiindcă în perioada comunistă, spre exemplu,
această Sfântă Paraschiva nu juca rolul pe care îl joacă în ultimul sfert de veac. Juca rolul pe care îl joacă, l-a jucat secole de rândul. Sfânta Paraschiva a avut, să spunem, mai degrabă să spunem, n-a avut rolul oficial pe care îl are acum. Într-adevăr, în epoca respectivă, în perioada comunistă, la Maștile Sfintei Paraschivei nu venea președintele Ceaușescu cu soția să se închine sau miniștrii, nu își permiteau să vină. Deci veneau și ei. Am avut odată ocazia să stau de vorbă cu niște ofițeri de securitate mai bătrâni care îmi povesteau cât de simpatic era când, în tinerețile lor, când trebuiau să supravegheze din viere sau de diverse evenimente religioase mănăstirile și vedeau cum intră acolo prim secretari de partid, activiști, care se rugau de ei, nu ne spuneți. Vă rugăm, nu ne menționați în rapoartele voastre. Da? Dar rolul ei era foarte important. E unul din momentele importante ale Paraschevei, aici chiar putem totuși să vorbim chiar de comuniști. La începutul regimului comunist în România, drept era încă regat în timpul guvernării Petru Groza, Sfânta Paraschiva este folosită într-o mișcare clar impresionantă, este un pelerinaj al Sfintei Paraschiva prin toată regiunea Moldovei în contextul foametei care a afectat România și mai ales regiunea Moldovei în 46-47-48. Și în 47, practic, moaștele Sfintei Paraschiva sunt plimbate prin toată Moldova, sigur cu aprobarea și cu susținerea autorităților și vorbim de guvernarea Petru Groza, deci o guvernare comunistă, suntem și după alegerile din 46, deci lucrurile erau destul de clare politic. Iar cel care a organizat evenimentul este favoritul comuniștilor pentru scaunul patriarhal ulterior, pe vremea aia doar mitropolit al Moldovei, Justinian Marina. Deci, cumva, Sfânta Paraschiva a avut un rol și în epoca comunistă. Uh-huh. Într-adevăr, ce se întâmplă acum este mediatizarea evenimentului. Ea face ca evenimentul să capete cu totul alte proporții. Și mai mult decât atât, să apară și această dorință a politicienilor de a se asocia cu evenimentul în sine. Pentru că a participa la ceremonia Maștelor Sfintei Parascheva, la de a te închina acolo, presupune cumva o asociere cu poporul real. I-am văzut pe candidații de președinție de anul acesta. Exact. Toată lumea a zis, domnule, mergem din Elan creștine, la Pios. Dar niciunul nu a stat măcar o oră la coadă împreună cu popor. Da, asta cumva se poate întoarce împotriva lor, pentru că totuși gradul de cultură civică al populației României este în continuă, slavă Domnului, creștere. Și tot mai puțini oameni sunt impresionați de prezența în altelor notabilități la diverse evenimente de genul acesta și chiar sunt revoltați și se poate întoarce împotriva lor abuzul de putere care îi face, de exemplu, să se oprească o coadă care deja durează de 10, 11, 12, 16 ore ca să aibă ei timp să sărute moaștele, să se fotografieze cu ele și să-și îndeplinească obligațiile de PR, să spunem așa. Da. Sunt sigur că unii dintre ei chiar s-au rugat sincer pentru că Sfânta Paraschiva, cred ei, poate, i-ar putea ajuta și în campania electorală. E un paradox, fiindcă actualul patriarh a fost inițial mitropolit al Moldovei, deci a avut o relație cu Paraschiva an buni. Acum i-a preluat pe cei doi Dimitrie. În primăvara asta Dimitrie a fost scos în orașele Arhiepiscopiei Bucureștilor. De fapt, nu în orașe, pe întinderea întregii arhiepiscopii. L-au prezentat într-un fel. Să asistăm oare la o idee a patriarhului de a desprăfui... Da, patriarhul a înțeles destul de bine încă de la Iași. El ca mitropolit al Iașilor din 90 până în 2007 a administrat practic vârful cumva al singurul oraș care se bucură de un asemenea pelerinaj, nu mai e. Da. Bucureștiul nu reușește să creeze fenomenul paralel cu moaștele Sfântului Dimitrie. Dar se vede că a încercat lucrul acesta patriarhul cu Sfântul Dimitrie și, de fapt, a început să de la Iași și de la Sfânta Paraschiva acest obicei
al aducerii și altor moaște. Da. Sfinții în vizită la sfinți. Ideea aceasta, anul acesta la Sfânta Parascheva, a fost Sfântul Pantelimon. Dar a fost momentul maxim, vârful a fost, însă nu mai rețin bine anul, momentul venirii, aducerii moaștelor Sfântului Andrei, capului Sfântului Andrei în România. Și atunci capul Sfântului Andrei a fost dus și la Iași, la Sfânta Parascheva, și la Galați, nu la Constanța, pentru că exista un conflict de interese între ierarhi, deși și ierarhul de la Galați și ierarhul de la Constanța doresc să se legitimeze ca urmașii direcției apostolului Andrei, și la București. Deci a fost așa un traseu destul de complicat. Ce face Patriarhul Daniel este să înmulțească numărul sfinților români, să românizeze cumva calendarul Bisericii Ortodoxe. Ce se poate observa este că nu este an fără canonizări. Tot mai multe canonizări de sfinți autohtoni sau presupus autohtoni, pentru că și aici este o întreagă discuție. Sfânta Parascheva, evident, nu este româncă, sigur, nu-i moldoveancă. În cazul lui Dimitrie Basarabov sunt discuții, se încearcă cumva vehicularea ideii că ar fi Vlah sud-dunărean, dar se încearcă construcția aceasta a unei imagini, inclusiv a ideii că acest ființ, chiar dacă nu ar fi neapărat români și ar fi dorit să vină în România. Un bun exemplu este legenda aducerii moaștelor Sfintei Filofteia la Curtea de Argeș. Aceasta, nu mai știu unde era, cred că tot la Veliko Târnovo erau moaștele ei, trebuia să fie dusă de acolo, i s-au citit mai multe orașe și a zis Curtea de Argeș, a acceptat atunci carul cu ea, cu moaștele ei, a plecat spre Curtea de Argeș. Da. Genul ăsta de mitologizare care să arate că acest spațiu este cumva un spațiu privilegiat. Și ar mai putea fi, iartă-mă că te întrerup, povestea din primul război mondial cu Dimitrie, când bulgarii au vrut să... Da, exact. Au și pus în practică. Și au și pus în practică. Pentru au că luat și... moaștele de la patriarhie și s-au grăbit spre Dunăre să le ducă înapoi în țara lor. Da, norocul fost... lor că nemții sunt nemții, erau nemți pe vremea. Da, aviații bulgarilor. Bulgarii, pe de altă parte, au și ei aceeași logică naționalistă. Sfântul Dimitrie pentru ei este un sfânt bulgar, născut în Bulgaria, pe teritoriul istoric al Bulgariei și național al Bulgariei de astăzi. Deci, cumva, există și genul acesta de legitimitate a lor. Însă, ce se dorește prin, zic eu că se dorește prin acest val de canonizări, construcția unei legitimări duhovnicești a României în marele joc geopolitic ortodox. Pentru că România este o țară aparte din punct, în logica aceasta, în jocul acesta complicat geopolitic ortodox. Nu este o țară cu o legitimitate istorică și apostolică profundă. Nu au fost apostol sau dacă a fost apostolul Andrei, n-a fost când erau românii pe aici, a fost cu 1000 de ani înainte de apariția, sau mă rog, 700-800 de ani înainte de apariția poporului român. Nu are nici forța Rusiei cu tot legendarul rusesc din spatele său, dar pe de altă parte este țara cu populația ortodoxă cea mai numeroasă după cea a bisericii ortodoxe ruse. Mai mult decât atât, practica religioasă în România este net superioară practicii religioase din tot spațiul ortodox. Bisericile sunt pline, lucru pe care greu îl vedem în Bulgaria, greu îl vedem în Grecia, greu îl vedem în Rusia. Genul acesta de biserici aglomerate în care credincioșii practic se bulucesc, se înghesuie între ei ca să participe la slujbe, este deja un fenomen foarte rar în spațiul ortodox, cam în toate țările ortodoxe. Nu cred că greșești dacă spun în toate, mai puțin România. Deci România este un caz cumva particular. Oamenii sunt credincioși, formal sau informal, se declară credincioși, cred în Dumnezeu, își asumă identitatea lor ortodoxă într-un procent foarte important. Pentru asta mai e nevoie de câteva adaosuri, niște condimente simbolice, ca să poți să construiești o biserică ortodoxă care chiar să aibă un cuvânt de spus în haosul destul de mare
haos vizibil atât la sinodul de la Creta, dar mai ales acum în contextul războiului din Ucraina și rupturii dintre Constantinopol și Moscova, care este în lumea ortodoxă. Și care deja pe provoc pentru o întâlnire viitoare o să aibă niște efecte pe care cred că încă nu le putem intui. Categoric, da. Fiindcă va veni și finalul războiului, va exact. Veni o perioadă imediat următoare în care vom vedea cele două țări mognind aceea situație tristă și cu patenă clar războinică, și atunci influența patriarhiei de la București s-ar putea să capete un contur pe care încă nu ni-l imaginăm. Deci Biserica Ortodoxă Română este într-o ofensivă, este într-o ofensivă în Republica Moldova, care unde, e evidentă care din nou, este, da, și evidentă. Care este, atenție, a trebuit spus, e în paralel cu cea a patriarhiei moscovit. Da, Patriarhia moscovită acolo este mai degrabă în defensivă decât în ofensivă. Sunt destul de buimaci cei din Mitropolia Moldovei și se pare că Moscova nu mai vede neapărat o miză în ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Deci cumva prevăd eu, Biserica Ortodoxă Română va fi câștigătoare în jocul geopolitic, religios, care este Republica Moldova, dar ce doream să spun este altceva, că Biserica Ortodoxă Română se pregătește să intre într-o ofensivă în Ucraina, unde conflictul dintre cele trei biserici ortodoxe care sunt în momentul de față în Ucraina și care este greu de a fi rezolvat, nici decizia Patriarhiei Ecumenice n-a reușit să-l rezolve, ridică posibilitatea ca Biserica Ortodoxă Română, cel puțin pentru regiunea Cernăuților și regiunea Buceagului, să poată să, adică să construiască... Acolo unde există încă români. Da, să construiască structuri religioase, structuri bisericești care să fie în subordinea Bucureștiului. Deci lucrurile sunt destul de complicate și este un joc clar, adică Patriarhia Română are o viziune în această direcție și acționează în acest sens. E o strategie. Ar putea fi un joc diplomatic interesant atât la Chișinău cât și la Cernăuți. Categoric da, dar chiar la nivel macro, la nivelul lumii ortodoxe. Sinodul ratat din Creta poate să, adică nu a rezolvat niciuna din problemele reale din interiorul lumii ortodoxe, deci este așteptat și este necesar, din ce în ce mai necesar, un sinod panortodox într-un context sau altul, iar Bucureștiul este deja, aș putea spune, cel mai pregătit centru ortodox care să primească pe toți reprezentanții lumii ortodoxe pentru eventuală împăcare și organizare. Chiar și în jocul de la sfințirea catedralei patriarhale, noi catedrale patriarhale, Catedrala Mântuirii Neamului, mă rog, Catedrala Națională, cum se spune acum, s-a văzut lucrul acesta. A fost invitat și Patriarhul Kiril al Rusiei cu ocazia unui eveniment, iar cu ocazia altui eveniment, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Practic, aici este locul în care se poate face pace. Da. A fost invitat inclusiv Papa Francisc, ceea ce spune iar și mai mult că există și o miză ecumenică. Biserica Ortodoxă Română, fiind din anumite puncte de vedere, mult mai deschisă ecumenic decât restul bisericilor ortodoxe. Mai avem un minut să tragem niște concluzii despre sfinții noștri, Paraschiva și cei doi Dimitri. Greu de spus, că e greu de tras o concluzie, pentru că toți acești sfinți, dacă m-aș gândi la ceva, m-aș gândi că toți acești sfinți nu sunt doar ai noștri și că poate că asta este marea pierdere a secolului XIX și a secolului XX. Sfinții ai Balcanilor, sfinții ai unui întreg spațiu etnocultural foarte complex, dar foarte interesant, în care popoare au conviețuit împreună, au crezut împreună, s-au sfințit împreună, a fost împărțit și au apărut aceste frontiere, care iată că sunt și frontiere cumva spirituale. Însă, dacă Balcanii se vor putea reunifica, se pot reunifica politic sub egida Uniunii Europene, să spunem așa, dar unificarea religioasă, paradoxal, ar putea să o aducă tocmai acești sfinți. Mulțumesc, Bogdan, vă mulțumesc și dumneavoastră și vă invit ca, urmărind această emisiune, să vă întăriți și convingerile personale. Toate cele bune!